Get away from her, you bitch! Bună ziua! Bine v-am regăsit, bine vă regăsesc, de fapt, și bine mă bucur că ați apăsat, ați dat click pe acest clip. Alexandru Arnautu, a.k.a. Vraciu, aici, ca de fiecare dată, în această perioadă destul de dificilă pentru noi toți. Știi cum e rolul artiștilor? E acesta. De a bine dispune oamenii. Sau cum zice Jim, to entertain people. Și cum zicea Heath Ledger în Joker, we are tonight's entertainment. So, pentru cei care se uită la ceea ce fac eu și celor care le plac clipurile mele, am zis să merg din zona, deci după ce am făcut în prima fază topuri cu formații, topul trupelor care îmi plac, mă refer la topul albumelor, am început, după cum ați văzut, nu știu când voi posta clipul ăsta, eu le filmez de obicei toate pe toate într-o zi sau într-o anumită perioadă când am energia necesară și nu sunt de preppy. Și astăzi vom discuta puțin despre Alien, despre seria filmelor Alien. I'm in love with an alien, I'm in love with the ride, I'm in love with an alien and I'm taking all his case. E simplu, vorbim despre tot, inclusiv partea universului cu Prometheus, de fapt acesta e același univers. Și recent am vorbit cu un coleg de arme, cu tovarășul meu Ramonus, sunt doi băieți care mă mai sfătuiesc eu în ceea ce privește filmele astea, e Ramon, cel care am filmat clipurile de la începuturile mele, și mai apare și el, are roluri geniale, joacă genial, are așa un character actor, i-ar spune așa lui Ramon, deși ca profesie este un foarte bun designer 3D, pentru cei care vor să facă. Poate sunt din ăștia 10 care glumesc. Din oamenii care se uită și mă urmăresc, poate sunt oameni care au inițiativă sau pot fi persoane interesate de a face jocuri. Și Ramon se pricepe foarte bine la creat jocuri. N-am să desconspir faptul că el lucrează la un joc. Dacă va vrea, va dori vreodată, va vorbi el despre asta. Oricum, Ramonus, salutare. Și Flavian, alt coleg drag mie, care am filmat în prima fază acum 5-6 ani clipuri parodii după Scarface și Cobra și Escape from New York. Blade Runner, am aflat de la Ramon, e în același univers cu Alien. Prometheus, Predator, eu cred că am aici o parte din ele. Am niște comics-uri sus acolo, niște comic books, am să le mă ridic să vi le aduc, să le vedeți, pentru că sunteți prietenii mei, tovarășii mei și bine ați venit în camera mea. Ok, vorbim despre Alien, film science fiction, horror. Primul film, cel puțin din 1979, a fost, n-am să fac review, n-am să fac recenzie, am să povestesc puțin, cum fac eu de obicei în topurile actorilor, puțin despre film, așa, doar ca idee, ca să vă aduceți aminte sau poate să vă faceți o idee despre ce vorba cu filmul, filmul respectiv. Primul film e regizat de Ridley Scott și voi dezvolta puțin subiectul când ajungem la acest film. El a fost gândit ca un film horror, practic un film horror în spațiu. Ideea filmului e casa bântuită în spațiu. Bine, e făcut filmul 90 Event Horizon, dar înainte de el avem Alien. Ceea ce e foarte interesant în filmul ăsta, așa ca un intro de 10 minute, e faptul că creatura în sine nu o vedem foarte des. Nu ne este desconspirată, nu e întuneric. Și la un moment dat, prin documentarele astea despre filmele care mă uit eu pe YouTube, spunea cineva că practic asta face ca diavolul să fie mai, să-ți fie frică mai tare. Faptul că nu-i arăți fața. Faptul că știi că e acolo în întuneric. Și poate ieși de acolo. Asta psihic e un impact mult mai mare.
Și de-aia mie îmi plac mai mult filmele horror în zona asta psihologică, în care nu mi-arată creatura. În care nu, știți, e un sunet ciudat în miezul nopții. Am mai zis-o de multe ori și inclusiv în spectacolele mele de stand-up comedy vorbesc și spun lucrul ăsta. Nu-mi plac filmele bazate pe jump scares, pe momentul ăla când tresari. Știi? Când totul e liniștit și dintr-o dată îți apare creatura în față și vezi fața. Alien are câteva jump scares-uri în filmul ăsta cu facehugger-ul și cu momentul când chiar apare el în canalizarea navei. Dar în rest e un film foarte interesant pentru că nu-l vezi foarte mult. Îl vezi la final. Îl vezi așa foarte puțin. Glimpses of the Creature. A influențat foarte multe filme Alienul ăsta. E creat de Giger. Ca și structură, design. H.R. Giger, el l-a creat, el e părintele, tatăl, cel care i-a dat viață creaturii. Practic, cei de la 20th Century Fox vreau să fac un film despre o insectă, ceva de genul ăsta, care are sistemul de reproducere prin a gesta, cum se numește, a gesta, nu? Gestat în tine, e un fel de larvă și practic l-au combinat și a ieșit filmul ăsta. Ok, ca top. Acum hai să vorbim despre topul filmelor Alien, cu tot cu Prometheus. Ok, cu tot cu Prometheus. Știu că trebuia să iasă Prometheus 2, dar din păcate a ieșit Alienul ăsta, Covenant. Dacă e să o luăm așa puțin, am văzut filmul cu Alien Covenant și nu mi-a plăcut. Ca majoritatea filmelor noi, bazate pe subiectul sau, cum să zic, sequel-uri la filmele din anii 70, 80, 90, majoritatea știți deja că sunt de proastă calitate, slabe. Ridley Scott nu credeam în viața mea că își va distruge propria creație, practic. Pentru că în filmul ăsta, Alien Covenant, practic se întâmplă ceea ce a făcut cu Star Wars-ul și J.J. Abrams, ce a făcut George Lucas, na, pentru faptul că a cedat drepturi de autor și le-a vândut celor de la Disney, practic a distrus tot ce a creat el oarecum cu Star Wars-ul vechi. Nu mai zic de filmele Terminator, Rambo ăsta ultimul mi-a plăcut, a fost drăguț. Dar Alien Covenant consider că e cel mai slab film Alien, pentru că nu fac decât să dea cu copy-paste la primul film, inclusiv secvența din duș, dintre cei doi cu coada, cum apare fix ca în secvența din primul Alien, secvența de, în care se presupune că tipa respectivă, actrița respectivă este violată de către Alien. Alien Covenant 2017 și inclusiv faptul că această creatură e creată de un droid, la rândul lui creat de un om. David, de un android. Da? Adică nu de un replicant, apropo de Blade Runner, cât de un android. Ok, Alien Covenant e cel mai slab film Alien. Pe ultimul loc. După aia urcăm o treaptă mai sus la Prometheus. Prometheus e ok, dar nu așa de ok. Prometheus i-a apărut în 2012 și e ideea asta că noi am fost creați de acești ingineri, aceste creaturi extraterestre. S-a mers pe ideea creaturii care apare în primul film pe planeta xenomorfilor, creatura respectivă care avea o mască pe față. Mie îmi plăcea mult mai mult ca design cum arăta pe acea planetă în acel context, faptul că el deja avea o mască pe față, nu știu, parcă arăta mai bine creatura în primul film, așa avea o fel de trompă, arăta într-un anumit fel. Acum faptul că de fapt sunt niște oameni mai mari și mai puternici, acești ingineri care se presupune că ei ne-au creat și ne-au dus pe pământ și bla 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 bla. Prometheus, ok ideea, interesantă, Ridley Scott, ok, but not such a big fan, adică nu-mi place foarte mult filmul ăsta.
E pe penultimul loc în topul filmelor Alien. După care, haideți să luăm în considerare și filmele Alien vs. Predator. Intrăm și în zona asta, dacă tot vorbim despre Alien azi, ia să iau un pic și o foaie. Și facem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câte filme au fost cu Alien vs. Predator? Două, practic, nu? 1, 2, da. Deci, pac, 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 gata. 8 filme. Locul 8. Covenant, ăsta, ultimul Alien, 2017, slăbuț. 7, Prometheus, Prometeu, așa. Locul 6, AVP2, Requiem ăla, film întunecat, în care nu prea vezi foarte multe. Ce se întâmplă acolo? Ei aveau ideea asta de mai mult timp să aducă extraterestri alienii să-i aducă pe pământ și era vorba în al treilea film alien să-i aducă pe pământ, dar nu i-a mai adus pe pământ. Și în sfârșit avem în partea a doua a ideii de film Alien vs. Predator, faza în care alienii ajung pe planeta Pământ și devastează ei un orășel și dacă ați văzut filmul știți pe ce este vorba. Nu e un film. Apare ideea de Predalien, adică combinația între un predator făcut prins de un facehugger și în interiorul lui s-a creat creatura asta, combinația între alien și predator. E un film destul de slăbuț, deși dacă te uiți așa o combinație între un film horror cu teenager, cu adolescenți și au pus și pe Predator cu Alien în filmul ăsta. Sunt anumite secvențe interesante cu Predatorul care are două shoulder cannon, are două tunulețe din ale arme pe umăr. Dar în rest, nu știu, slăbuț. Lupta dintre Predator și Predalien la final e destul de interesantă, deși e foarte întuneric și nu prea poți vedea ce se întâmplă pe acolo. Pe locul 5, AVP, primul Alien vs. Predator, apărut în 2004. Ideea e ok, apare Lance Henriksen ca Wayland. Paul W.S. Anderson e și regizorul care a făcut Mortal Kombat 95. E un film ok, mă uit destul de des la el. E un film decent din zona Alien vs. Predator, mai ales pentru prima dată când au reușit să facă într-un film să amestece cele două rase de extraterestri. Pe locul 4 avem filmul Alien 4, Renașterea, Reînvierea, Resurrection-ul. Odată în viața asta voi citi cartea asta, promit, care e cadou de la Flavian. Alien 4, Resurrection. Știu că în 1997 cei din România îți dădeau așa câte o săptămână promo HBO ca să-l plătești, știi, la cablu. Știu că am prins în 97 promoția aia, la un moment dat într-o săptămână sau nu știu dacă e o lună, dar știu că o săptămână aveai, prindeai HBO și m-am văzut al cincilea element, Godzilla și Alien Renașterea. Resurrection din 1977. Fiorina 361. În filmul ăsta despre ce e vorba? Practic ei o clonează pe Ripley, pe personajul jucat, interpretat de Sigourney Weaver. Iar la finalul celui de-al treilea film, Alien 3, Alien la cub, se aruncă în lavă pentru că avea pe regină în ea. Regina alienilor avea o regină și de aia se aruncă în lavă ca să nu n-o prindă cei de la Wayland și să, da, cine știe ce se întâmplă. Dar aceștia nu știu cum fac și o clonează din ADN-ul, iau ADN-ul din lava respectivă, nu știu cum a fost posibil și Ripley trăiește din nou. E vorba și despre niște mercenari care apare din nou ideea androidului din primul film și androidul care apare și în Prometheus și acești androizi care apar inclusiv în Replicants în Blade Runner. Ei sunt foarte des întâlniți în lumea asta lui Ridley Scott, science fiction, pe care o creează el. Apare Winona Ryder ca și android de această dată. Mai că sunt niște mercenari care împreună cu Ripley se luptă împotrivă pe o navă, din nou se luptă împotriva alienilor care data asta pot înota. E un film ok, dar nu e preferatul meu din această serie Alien. Pe locul 4, Alien 4.
Alien Resurrection. Pe locul 3, deși știu că lui Ramon îi place cel mai mult acest film, și uneori îmi place și mie, dar sincer, sincer, dacă o luăm așa pe bune, având în vedere și disputa între cei care au făcut filmul, producția, regizorul, scenaristul, a fost așa un haos în ceea ce privește acest film Alien 3, Planeta Condamnaților. Pe locul 3, mă refer la faptul că animalul, creatura, ba ieșea dintr-un taur, ba este o variantă reeditată în care iese dintr-un câine, e maroniu, aleargă pe pereți, se mișcă foarte repede, e mult mai rapid, e un runner ca alien, alergător. Deja există o conexiune între el și Ripley. Na. Ce să vă zic, e vorba, mi-ar fi plăcut să văd varianta, erau mai multe variante pentru Alien 3. Și eu am rămas așa stupefiat pentru că l-au omorât pe Hex și pe fetița și ei oarecum în partea a doua serii Alien așa arătau ca un fel de familie. I-au omorât pur și simplu, a căzut cu nava pe această planetă unde sunt deținuți, practic e o planetă pușcărie, vorba lui Valesterian. Ce să vă zic despre filmul ăsta? Uneori îmi place, dar din păcate extraterestru, alienul, creatura nu e făcută, nu e în costum, nu e jucat în costum, cum era în primul film și în al doilea. E făcut așa CGI, de foarte multe, în foarte multe secvențe apare făcut pe calculator și nu arată prea bine. Îmi place finalul filmului, Alien 3. Nu știu în engleză cum se numește Alien 3, pur și simplu Alien 3. David Fincher, regizorul. Cel care a făcut și Fight Club-ul. Și acum, cel mai greu pentru mine e locul 2, locul 1. Dacă să pun al doilea film Aliens pe primul loc sau să pun pe primul, pe al doilea sau pe primul loc, primul film Alien. Și am să fac așa, astăzi. I feel lucky. Și vom pune pe locul 2 Aliens, misiune de pedeapsă. Uitați că am un DVD aici, sper să se vadă că e dacă-l miști, nu știu dacă e destul de curată carcasa, dacă-l miști, vezi Alien-ul. Vedeți? Acest film Alien e un film ok. Ce să zic, considerat unul din cele mai bune sequeluri, adică cele mai bune, unul din cele mai bune parte a doua, părți 2 pentru filme, făcut de James Cameron, care a regizat Titanic-ul, a regizat Avatar-ul și culmea primului film de succes a fost Terminator-ul și acolo a făcut un film genial cu Terminator 2, mult mai bun decât primul. Acum știți cum e, gusturile sunt împărțite. Filmul ăsta, Aliens, e mai mult genul ăsta de film de acțiune decât și science fiction, dar e mai mult ca un film de acțiune în care o echipă de mercenari condusă de Michael Biehn, cel care joacă rolul soldatului în primul Terminator. Bill Paxton apare în film, God bless him, Dumnezeu să-l ierte, cum zice în românește, în limba română. Practic ce se întâmplă, ei împreună cu Ripley sunt trimiși de către firmă să omoare extraterestri, să vadă ce s-a întâmplat pe planeta unde inițial s-au descoperit oul de alien în primul film. Pe această planetă au fost trimiși oameni care au colonizat planeta și care au fost omorâți și au ieșit foarte mult aliens. Foarte mulți extraterestri din ăștia pe planetă și acum o trimit pe Ripley pe planeta respectivă cu echipa asta de mercenari ca să-i omoare. Bine, să constate ce se întâmplă pe acolo și după aceea să-i omoare. E un film foarte bun, Aliens. Pe locul 2, uitați-vă la el dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand. Get away from her, you bitch! Foarte bun film.
foarte bună la a crea o stare de claustrofobie în momentul în care personajele care au rămas în viață trebuie să se cambuzeze, să reziste cât mai mult până vine salvarea, cum ar veni, atunci când avionul lor, nava e distrusă și sunt foarte mult aliens, care de aia e și pluralul, că sunt foarte mulți extraterestri care îi înconjoară, sunt din toate părțile vin și creează așa o atmosferă foarte claustrofobică în partea a filmului, de la jumătate spre final. Apare și regina în filmul ăsta, un film foarte bun, Alien. Practic îți arată ca o regină și se mulțesc ca niște insecte, ca niște gândaci sau ca niște furnici, au o regină. E foarte bine gândit. Pe locul întâi, cel mai bun film rămâne, și asta e cartea, după scenariu, Alan Dean Foster, asta e cartea filmului Aliens, Străinul. Așa, cel mai bun film Alien mi se pare în continuare primul. Pentru tot. Atmosferă, ideea de creatură, combinația între horror și science fiction, tot ce a realizat Ridley Scott și ușor, ușor așa, nu că a distrus, dar na, trebuie să mai gândească puțin dacă vrea să mai fac un sequel la Alien. Foarte bun filmul, foarte bună ideea, excepțional. Deci pentru 1979, fără să mă înțelegeți greșit, dar noi în 1979 nu știu ce filme făceam românii. Dar să faci un film în zona asta mi se pare wow. Trebuie aplaudat Ridley Scott, cel mai bun film Alien, rămâne primul film Alien ca tot. Atmosferă, thriller, e o combinație așa între Hitchcock, faptul că ți arată creatura, știi că e acolo, v-am zis, e un film foarte bun. Primul film Alien. Și vă recomand că sunt două variante și aici. Este o variantă în care extended cut, în care mai vezi câteva momente, cadre cu pisica, cu se întâmplă ceva cu pisica, oricum. Și faptul în sine că e primul film în care rolul principal e o femeie, Sigourney Weaver. Să nu uităm chestia asta, cea care se luptă cu extraterestrul și îl învinge, e o femeie, Sigourney Weaver. Și culmea e că din începutul filmului te gândești că bărbosul, actorul cel care a jucat pe capitanul echipei de, nu știu ce erau ei, gunoieri sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu ei sunt pe o navă. Nava aparținea firmei, acestei firma. Și Tom Skerritt, Dallas, e personajul. Și tu consideri că el e șeful, el e actorul principal, dar nu e așa. Sigourney Weaver, Ripley, ea e Veronica Cartwright, Lambert, foarte bun rol. Harry Dean Stanton, iarăși actor foarte ok, care apare și în Christine, al lui Jim Carrey, al lui John Carpenter, sorry, ca detectiv în filmul ăla, după Christine, după cartea lui Stephen King, și apare și în Escape from New York, ca Brain. Iarăși film foarte drag mie, al lui John Carpenter. John Hurt e Kane, John Hurt e cel care, na, iese alienul din el. Ian Holm, super bun actor, e Ash, androidul. Bolaji Badejo e cel care a jucat în costum pe Alien. Foarte bun filmul. Ok, și acum la final am să vă arăt puțin comicsurile pe care le am. Am un comic Alien vs Predator AVP. Ok. Prometheus, v-am zis, o idee bună, dar filmul în sine e destul de ciudățel așa. Adică combinația între boring și, adică, e clar la finalul filmului că e făcut doar ca să fie un prequel pentru Alien.
Dar se întâmplă practic aceleași lucruri. Adică e copy-paste primul film. Nimic nou, doar ideea că sunt inginerii ăștia care ne-au creat și Wayland dorește foarte mult să vadă care-i faza. Să pun întrebarea de ce, pe care avem toți și vrem să, ne dorim să ne adresăm creatorului nostru. De ce? Prometheus din nou. Aliens. Bănesc aceste comicsuri, dacă faci comandă pe net, eu le găseam în librăriile la Cărturești, le-am luat de acolo. Și bănesc că dacă le cauți, le găsești online, la Foc și Piatră se numește, sau nu știu cum, itcomics.ro, să-ți iei colecția completă. 2016-2017, în perioada asta au apărut. Și bineînțeles, Predator. Ca să nu mai zic în filmul Alien vs. Predator, știți primul film Predator cu Schwarzenegger, cât de greu i-a luat lui Dutch să-l confrunte și să-l omoare pe Predator? Adică practic era invincibil, indestructibil. La fel ca și Alienul. Și în AVP un singur Alien omoară 2 sau 3 Predator, adică... Ok, mulțumesc mult că v-ați uitat și la acest clip, topul 8 filme din zona Alien, seria Alien. Eu sunt Alexandru Arnăutu, Vraciu, și ca de fiecare dată vă îndrum să vă abonați pe canalul meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o până acum, să atingeți și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez clipuri noi. Și ultima întrebare rămâne... Încă o dată țin neapărat să vă spun să aveți curajul să comentați fără rușine și să e foarte important să comentați, să intrăm în discuție virtuală și să-mi spuneți părerea voastră. Sunt curios care este filmul vostru din seria Alien preferat, de ce? Hai să discutăm despre lucrul ăsta. V-am spus părerea mea, o aștept și pe a dumneavoastră. Mulțumesc, o seară bună, o zi bună, la revedere, stați acasă, fiți sănătoși, fiți cuminți, fiți cum vreți voi. La revedere!